Avem aici un monitor de la Asrock. Da, domne, Asrock s-a apucat de făcut și monitoare pe lângă plăj video. Este un Challenger CL25FF. Pentru că, ce să crezi, are 25 de inch, 16x9 Full HD, cu 100 de Hz rată de refresh, 1 milisecundă timp de răspuns, suportă AMD FreeSync și, bineînțeles, se conectează prin HDMI. Din ce știu nu are uh, display port, dar nici n-ai nevoie pentru treaba asta, că vorba aia full HD, 100 de Hz, duce și HDMI-ul fără niciun fel de probleme. Așa arată cutia și dacă o să o întorcem pe spate, o să vedeți ceva super interesant care chiar mi-a plăcut. Care mi-a plăcut răbdă tot, că iau uite ce se întâmplă, pe spatele cutiei avem spatele monitorului arătat. Băi, cât de tare chestia asta, chiar îmi place s-au gândit și s-au gândit bine la treaba asta, adică să vezi și fața și spatele monitorului direct de pe cutie. Ce cât de tare e chestia asta? Și aceleași chestii, tot așa în colț aici, 25 de inci, și jos aceleași lucruri pe care le avem și pe față. O cutie din asta care nu ți-a -ți ochii așa la prima vedere, adică nu e foarte colorată, este dintr-un carton din asta cel mai probabil reciclat și uh, nu are foarte multe culori, ceea ce cred eu că se poate recicla foarte, foarte ușor. Pe una din laterale ne este arătat și consumul, este clasă E ca și consum și vedem aici un 18 kWh la 1000 de ore. Deci asta înseamnă că ar consuma după un calcul simplu, ar consuma 18W pe oră, ceea ce este super tare, având în vedere că are și o rată de refresh de 100Hz de și vine și la un preț imbatabil. Dacă vreți să vi-l luați și voi, o să vă las link în descriere. Luați-l acum cât este cald, pentru că este la o promoție foarte, foarte bună și nu se știe când se va scumpi, pentru că prețul ăsta e cam bun. E prea bun prețul. Prea bun, prea bun, domne. Și dacă v-am arătat toate lateralele, nu puteam să nu vă arăt și această chestie. Vedem aici serii, nebunelii socoteli. Vedem LCD monitor, versiunea exact cum scrie și acolo. Vedem și serial number Vedem că are undeva la 3,06 kg și cu tot cutie și ce mai vine el, cablu și așa. Ajunge undeva la 4 kg. Și chiar vedem și anul când a fost fabricat în septembrie 2023. O să-l scoatem din cutie pentru că vă dați seama și eu de abia aștept și sunt convins că și voi de abia așteptați să vedeți monitorul. Am scos jucările din cutie pentru că este o cutie foarte mare și chiar am avut nevoie de ambele mâini. După cum se poate observa, filmez direct din mână pentru că n-am mai avut răbdare să mai pun pe trepie și în fine astea... asta a fost... Uh pe repede înainte totul. Avem aici standul, da? un cablu de alimentare, un cablu normal de alimentare pe care îl întâlnim și pe la sursele de calculator. Aici este piciorușul, picioruș care se prinde în monitor și ăsta o să vină aici cumva în stand, da? Așa, și în punga asta aici mai avem un cablu HDMI, pentru că v-am zis are HDMI și suportă 100 de Hz fără niciun fel de probleme în Full HD și obișnuitele manuale care sunt pe aici pe partea asta le observați și voi, un ghid de pornire rapidă și așa mai departe. Deci cam asta ar fi și aici, în sub polistirenul ăsta se află monitorul, dar ca să ajungem la monitor, o să dau eu toate jucăriile astea la o parte și o să vedem și monitorul. Monitor nu știu dacă reușesc eu să-l scot cu o mână, nu cred că e foarte, foarte greu, că spuneau și ei undeva la 3 kg, dar mai bine îl scot eu și revin. Ia uitați-l pe monitor, l-am pus cu fundul în sus, ca să zic așa, și vedem aici un suport pentru VESA, dacă vrei să-l pui pe un suport de la șmecher să legi mai multe monitoare da, pentru care și ăsta. Văd că aici este butonul de power și are un joystick din ăsta prin care poți să controlezi toate chestiile, da, la o păsare scurtă intri prin meniuri, după aia ieși și așa mai departe, da, deci e un joystick din ăsta 360 de grade cu apăsare și pentru că tot suntem pe spate și spatele e destul de interesant, avem aici alimentarea, da, avem HDMI-ul și surpriză, vine și cu VGA pentru cei care aveți uh, PC-uri mai vechi care încă mai au VGA, ăsta este un lucru bun și mie chiar îmi place lucrul ăsta pentru că se mai întâmplă să mai am PC-uri mai vechi așa primite și uh, care au doar VGA sau DVI și așa mai departe și nu prea ai cum să uh, dai semnal dacă n-ai și un uh, monitor compatibil. Și iată că ăsta este compatibil și cu VGA. Am să scot uh, piciorușul ăsta de aici. Să vedem cum se conectează. Vreau să-l conectăm împreună cu o singură mână. Sper că pot să reușesc să fac treaba asta. Acum ar trebui să împing și să facă un clank, ceva de genul. Dacă și dorește să facă clank. Ia auziți-l. Trebuia să mă forțez un pic mai bine. Așa. Deci a făcut clank. Aici este standul, da? Pe ăsta o să se sprijine el pe plasticul ăsta. Hai să-l scoatem și pe ăsta la lumină să scoatem și pe ăsta la lumină. Ia uite-l ce frumos arată și bineînțeles că ăsta o să intre ceva de genul așa. Da? Și ăsta ar trebui să facă clang sau nu știu cum este. Așa. Și mai are ceva de prins aici? Nu cred. Ah, a, s-a prins, are o clemă aici are și a ieșit clema, gata. Deci acum putem să-l punem pe picioruș, cum s-ar zice. Hopa. L-am pus pe picioruș, îl învârt o 360 de grade ca să se vadă, ia uite-l, ia uite-l și acum sper că merge să-l dau și un pic mai pe spate, da, merge din și o să aplici un pic de forță, văd că lateralele astea sunt protejate cu un fel de scotch. da, dar o să-l dăm noi jos pentru că se vede foarte urât. Eu înțeleg ce au făcut ei aici ca să protejeze colțurile și marginile, da. Se poate observa de jur împrejur este plin de scoci, mai puțin laterala de jos. Hai că am și pe aici scame. Bun. Deci așa arată jucăria. O să revin și uh, să ne uităm cum arată o imagine pe el. Gata, domne, avem și imagine pe el. Ia uitați-l, da? Deci rezoluția este Full HD pentru că atâta suportă maxim. Nu o să avem mai mult, din păcate, pentru că asta este rezoluția lui și la prețul la care se vinde nu poți să mai mult decât Full HD. Aia, acum o să vreau să mergem aici în Advanced Display Settings. Să vedem, este setat doar pe 60 de Hz. Să-l setăm noi pe 100 de Hz. Pam, pam. Așteptăm un pic. Keep changes și gata. Ia uite-l. Se mișcă super rapidos. Jap, 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 ia uite. 100 de herți. 100 de herți, tată. Asta voiam să văd. 100 de herți. Imaginea se vede decent pentru un monitor atât de măricel, pentru că are 25 de inci. Sunt monitoare Full HD mai micuțe, sunt de 23, chiar și nu, 21 dacă nu mă înșel. Încep de la 21,5 inci și ajung chiar până la 27 de inci în rezoluția Full HD și ăla cam este maximul, pentru că dacă te duci mai sus de 27 de inch și în full HD deja o să vezi pixelii, nu o să mai fie o experiență plăcută vizual, da? Din butonul de pe spate facem mai multe chestii. Hai să vedem un pic. Da, deci ne apare aici picture. Văd că avem standard și cu o singură apăsare trecem aici și standard și acum putem să modificăm user, standard, eco și warning, adjust de settings Ok, nu e nicio problemă. Graphics, Movie, Action, Racing, Sports și User. La User putem să modificăm noi cum, cum ne place nouă, da? Modificăm aici, dăm ok și ne ducem pe Brightness, ne ducem pe Contrast, ne ducem pe ăsta Black Boost dacă vrem să boostăm, nu știu, negru mai mult. Și are aici Low Blue Light, da? Și dacă activăm. Vedeți și voi că s-a mai îngălbenit imaginea, stați așa să vă arăt, deci off și on, da, se vede un pic. Ca să mai... Asta este bună mai ales noaptea, oricum este o chestie și din Windows pe care poți să o faci, dar este bună mai ales noaptea pentru că ce se întâmplă, când ai atât, atât de multă lumina albastră o să te culci cam greu da, când vezi atât de multă lumină albastră și asta este ok. De deci, ce ăsta nu știu ce face, dar dacă îl activăm ce se întâmplă, a, să vedem. C Ca adjust, uh, a, cred că, mă, nu știu ce face, îi dăm on, da, nu știu ce, ce asta, văd că se schimbă parcă un pic, când îi dau off, on, parcă mai crește un pic de contrast, nu știu, în fine, Așa, ă, ieșim de aici, cum ieșim, back în stânga, Colu -ă, colo -ă, coluri, auzi? culorile, da, de aici putem să schimbăm culorile, dacă vrem mai colorat, mai necolorat, el văd că vine standard pe 2.2, aici cum vrem să fie, aici este warm, putem să dăm pe normal și aici este mult albastru, pe normal, cu, pe cool iarăși este foarte mult albastru, la user aici setăm noi roșu, galben și... Uh, cred că ăsta este blu și albastru. Da, setăm noi cum dorim. Aici este pe cald, da, warm pe culori mai calde, așa să fie mai plăcute ochiului. Aici la gaming avem mai multe opțiuni, printre care și FreeSync-ul. FreeSync-ul se folosește la plăcile de la AMD și este o mai bună sincronizare între placă și cadrele care sunt afișate pe monitor. Mă, dar repede dispare treaba asta, că nici nu pot să vă explic aici să vorbim și noi ca, ca oamenii. Deci avem un tab special pentru gaming da? și putem să activăm inclusiv țintă. Dacă vrem să fim un pic de hackeri activăm ținta aici uitați-vă și voi că sunt trei tipuri de ținte și putem să le activăm în timp ce ne jucăm și ne apare acolo țintă chiar dacă dăm cu AVP-ul putem să dăm un fel de nou, nou scop. Uh, refresh rate aici uh, văd că este on sau off oricum l am dat uh, sunt mai multe, uh, mai multe chestii pe aici ce pot fi uh, setate. La OSD aici văd că este limba engleză, nu cred că avem și română, dar să încercăm franceză, spaniolă, italiană, bla la bla, și polish, și, și polonez, portughezul, brazilienezul, și aici chineză, ce asta, și maghiar. Opa! Surpriză, surprize! Avem România! Bun. Mișto, transparența aici e dezactivat, ok, hai să vedem, opa, eu uite cum se vede, lol, îi dăm dezactivat că se vede urât. Bun, aici avem intrare, da, intrare pe HDMI, sursa audio, deci are și difuzoare, să înțeleg, nu știu de ce zice sursa audio activat, probabil că are o jack, dar n-am văzut să aibă jack pentru căști. Hai mă că repede dispar, mă enervezi cu treaba asta, dispare prea repede, nu putem să setăm să țină mai mult. Așa, și avem mai multe chestii pe aici care pot fi setate sau dezactivate și la informații ni se arată HDMI, rezoluția și rata de refresh și tot ce trebuie, da? Putem să-i dăm și resetare dacă nu mai știm ce am făcut pe aici și să putem să revenim la setările din fabrică astfel încât să nu știu, poate l-am dat într-o altă limbă sau am făcut niște setări mai urâte de culori și nu ne place, dăm resetare de acolo și se rezolvă. Da, cam asta este monitorul, v-am zis un monitor foarte accesibil, puteți să-l luați și voi din linkul din descriere, accesați din culoala și în felul ăsta m-a ajutat și pe mine dacă îl cumpărați de pe linkul acela. Și ce să vă zic, spor la joacă, dacă v-a plăcut like, share, subscribe, dacă încă n-ați făcut-o, vă aș juga să Apăsați măcar pe un like acolo și pe un subscribe, că este gratis și nu vă costă nimic. Iar dacă nu apăsați pe subscribe, pierdeți viitoarele clipuri și zic eu că e păcat. Cam asta a fost. Mersi frumos de vizionare. Spor la joacă tuturor și să auziți numai de bine.